Creșterea numărului de solicitări la nivelul serviciului public de pașapoarte din Botoșani în perioada estivală sunt cu 30% mai multe cereri pentru documente față de alte perioade din an. Chiar dacă românii pot călători deja în Turcia doar cu buletinul, nevoie de pașaport au în schimb minorii cu vârsta sub 14 ani. La nivelul serviciului public comunitar de pașapoarte Botoșani se înregistrează o creștere de 30% a solicitărilor comparativ cu perioadele anterioare și intrăm în acel trend anual de creștere pentru perioada sezonului estival. Văd în vedere că această călătorie se va desfășura în baza unui document național de identitate valabil. Pentru minorii cu vârsta sub 14 ani va fi în continuare necesar și util pașaportul. Pentru persoanele adulte, într-adevăr, este o facilitate care va avea un efect foarte bun, în special pentru persoanele care se deplasau în Turcia în timp foarte scurs sau cu anumite urgențe medicale. De regulă, în perioada estivală, serviciile de pașapoarte sunt mai solicitate de către cetățeni. Trendul și statistica pentru perioada estivală este în creștere. Toate statisticile pe care le avem ne demonstrează că începând din luna aprilie-mai se va înregistra o creștere a acestor solicitări până spre sfârșitul lunii septembrie. Președintele Erdogan a aprobat pe 20 mai un decret publicat o zi mai târziu, Monitorul Oficial Turc, în baza căruia cetățenilor români titulari ai cărții de identitate li se acordă scutire de viză pentru călătoriile turistice și permise de tranzit în Turcia cu un timp de ședere de maxim 90 de zile, la fiecare 180 de zile.